Bun găsit! Sunt Daniel Apostol și vă aduc Jurnalul de Economie. Iar astăzi vorbim despre investiții în obligațiuni. Atunci când intenționăm să investim în obligațiuni, trebuie să avem în vedere toate elementele menționate în prospectul de emisiune. Iată în tabel care sunt informațiile minim necesare. Cine se împrumută, suma de bani cu care se împrumută, dobânda la care se împrumută. Scadența finală sau intermediară garanții care se oferă de către emitent în situația în care nu există suficiente alte uh, garanții. Mai există câteva elemente pe care trebuie să le avem în vedere în mod obligatoriu atunci când ne hotărâm să investim în obligațiuni. Ce urmează să se întâmpla cu banii atrași de către emitentul de obligațiuni? Și trebuie să mai știm dacă emitentul de obligațiuni poate să plătească la scadențe sumele atras, adică poate să-și păstreze uh, și să-și respecte promisiunea față de noi. În mod obligatoriu, prospectul de emisiune trebuie să arate clar ce va face eminent, emitentul cu banii. Aici putem avea cel puțin două situații, prezentate în tabelul de față. Pe de-o parte, uh, unde se duc banii? Necesitatea de a achiziționa anumite bunuri pentru derularea sau extinderea activității. Cel care emite uh, astfel de obligațiuni are nevoie de bani ca să-și dezvolte afacerea, ca să eventual unele resurse de care are nevoie. O altă variantă este ca banii atrași prin obligațiuni să se ducă spre nevoia de achitare a unor datorii deja existente, scadente. Punctul 1 este foarte desutilizat de către companii, în timp ce situația de la punctul 2 este preferata statului. În mod concret, emitenții cu banii atrași achiziționează bunuri de genul linii de producție, companii noi, flote de autoturisme, instalații de exemplu, că e sezon, instalații de gondole sau de teleschiuri. Plecând de la premiza că aceste achiziții vor genera resurse suficiente pentru plata sumelor atrase și a dobânzilor. Există și situații în care emitenții de genul instituțiilor financiare folosesc banii atrași pentru a da creite. Situația de la punctul 2 este folosită de cele mai multe ori de statul român care, cu banii atrași, își achită propriile datorii scadente. Însă există și alți emitenți care atrag sume de bani prin emisiune de obligațiuni și și-au achitat datoriile scadente. Amintim aici, de exemplu, Primăria București în 2018. Intenția unui emitent de a achiziționa bunuri care să ajute la dezvoltarea propriei afaceri nu aduce întotdeauna garanția că la scadență sumele atrase sunt restituite. Prin urmare, este necesar să verificăm dacă prin banii atrași se dorește dezvoltarea companiei sau se achită datorii care nu pot fi altfel achitate. Este necesar să știm care este riscul de credit și vedem aici ce înseamnă riscul de credit, riscul de neplată la termenul limită, la scadență. Ei bine, înainte de investiție, verificați și în ce măsură emitentul va reuși să genereze valoare adăugată pentru că uh, va reuși să permită restituirea sumelor atrase și a dobânzii corespunzătoare. Sunt Daniel Apostol și v-am oferit încă o pagină din Jurnalul de Economie.